emisiune în care vom discuta despre un mesaj foarte interesant, spun eu, al unei lucrări. Înainte de aceasta, să cred că ar trebui să subliniem importanța faptului că noi, românii în general, suferim de o acută lipsă de încredere în noi înșine. Am constatat acest lucru și în experiențele mele absolut nesemnificative cu străinătate, dar nu numai, și în tot ceea ce putem urmări în mass media și chiar mai mult în reacțiile tinerilor noștri. Am comparat reacțiile adolescenților de astăzi cu cele ale unor persoane care acum sunt trecute, să spunem, de 20 de ani și care, acestea din urmă, manifestă o acută lipsă de încredere în sine. Pentru că se poate observa acest lucru datorită faptului că atunci când au de rezolvat o anumită chestiune, în principiu pleacă de la premise negative. Pentru că am putea spune, nu știu, sper să nu greșesc, nu sunt foarte, sunt o specialistă a acestui domeniu, dar eu cred că aici și educația pe care am primit-o și-a pus amprenta. Vedeți dumneavoastră, noi suferim datorită faptului că anumite lucruri din perioada comunistă, anumite activități, anumite valori de atunci se perimează astăzi, sunt pierdute, sunt înfundate undeva într-un loc neștiut de nimeni și de unde nu mai vrem să le scoatem. Adesea facem apel la ce era în perioada comunistă, dar cred că totuși faptul că astăzi oamenii pot să fie mult mai stăpâni pe sine și pe situații, vorbesc în general și repet aici, cred că trebuie să învățăm multe, dacă aș putea spune astfel, de la tinerii de astăzi. Cred că acesta este un câștig al perioadei post-decembriste. Și anume, vreau să insist asupra faptului că trebuie totuși să ne căpătăm acea doză de siguranță a actelor noastre, a răspunsurilor pe care le oferim cuiva. Uitați-vă, vă rog, în presă, la o emisiune, cu invitați străini, de aproape orice factură, ba mai mult, cu oameni simpli care participă la o emisiune și faceți această comparație la o emisiune similară cu oameni simpli invitați din România. Aceștia, din urmă, sunt mult mai reticenți, mult mai închiși în sine, mult mai fricoși, mult mai temători că răspunsurile lor nu ar putea fi tocmai cele potrivite. Foarte puțin dintre românii care au o anumită vârstă reușesc să depășească această barieră și să spună: ei, am greșit, asta este, oamenii greșesc, haideți să vedem cum pot să învăț și data viitoare va fi mai bine. Tinerii știu să spună lucrurile acestea și pe noi, să știți că adesea cei trecuți de vârsta adolescenței, de mult, adesea ne înfricoșează. Și uneori am putea cataloga drept o lipsă de respect. Dar să știți că nu întotdeauna este lipsă de respect. Haideți să stimulăm curajul și creativitatea acestora. Evident, rămân în limita unor valori și subliniez că toate trebuie să se petreacă cu un bun simț asumat. Nu cu acel tupeu de care se face uz astăzi. Cu speranța că ați înțeles ce am vrut să spun până acum, vă prezint o lucrare foarte interesantă. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că, deși nu sunt feministă, și subliniez, apropo de feminism, în ceea ce înseamnă el de multe ori și în ceea ce este perceput, și repet, am mai spus-o, trebuie să facem diferența între feminism și feminitate. Da? Deși nu sunt feministă, admir lucrarea autoarei Gloria Steinem, o americancă ce a știut să-și exprime punctul de vedere cu o nuanță feministă pe care de data aceasta am acceptat-o.
lucrare intitulată Revoluția interioară și cu subtitlul Cartea respectului de sine, încearcă să trateze, așa cum însă și autoarea subliniază, faptul că mulți dintre noi, femei, bărbați, copii și chiar popoare, am uitat de puterea respectului de sine, precum și de faptul că trebuie să acordăm acest respect, ori trebuie să educăm pe fiecare în acest respect, chiar și să-l cultivăm chiar și la copii. Și această chestiune poate provoca o revoluție profundă în modalitatea noastră de a ne raporta la lume. Se știe că, prin excelență, femeile suferă de o lipsă a încrederii în sine mai acută decât la bărbați. De ce? Poate pentru că bărbații au fost cei care au primit o educație corespunzătoare. Da? Tu ești băiat, tu ești bărbat, tu ești puternic, tu trebuie să le arăți celorlalți, tu nu trebuie să te lași călcat în picioare. Și atunci, eul interior, direct responsabil cu încrederea în sine, a evoluat ca atare. Pe când fetele, femeile, fetițele, educate în ideea blândeții, și așa trebuie să fie, subliniez, nu acest lucru vreau să-l transmit. Dar, pentru că ele au fost educate în această direcție a blândeții, a armoniei, a delăsării, a renunțării de sine, este clar că respectul de sine nu a putut fi cultivat și promovat cu aceeași intensitate. Din acest motiv mă opresc la cartea autoarei, Gloria Steinem, și îmi place să admir la ea faptul că a realizat, chiar după ce ea însăși mărturisește, după ce a scris lucrarea, a cerut opinia unei prietene. Și aceasta a spus că, după ce a lecturat manuscrisul, a spus că, nu știu cum să-ți spun, dar cred că ai o problemă de respect de sine. Ai uitat să te transpui pe tine însăți în această lucrare. Și autoarea recunoaște. Îmi pierdusem vocea, cum spun scriitorii. Era ca și cum aș fi mers pe gheață chiar deasupra lumii reale, putând să o văd, dar neputând să o ating. Și în acest moment, autoarea își asumă aproape personal orice rând al lucrării. Vreau să vă comunic din cuprinsul cărții câteva capitole pe care ar fi bine să le parcurgeți. Menționez că eu am luat lucrarea, este la împrumut, la raft, de la Biblioteca Municipală. Și anume, de pildă, idei moderne, înțelepciunea antică. Și toți facem același lucru și toți revenim la vorbele bunicilor noștri, a străbunicilor noștri. Respectul de sine este personal. Nu e niciodată prea târziu pentru o copilărie fericită. Foarte interesant, nu? Importanța dezvățării. Da? Și noi românii spunem că tot învățul are un dezvăț. Reînvățarea, restructurarea cognitivă, restructurarea mentalității pe alte baze. Corpul și cunoașterea, idilă versus dragoste, un capitol foarte frumos, un eu universal și o postfață concepută subiectiv, dar interesant, și anume un an mai târziu și o propunere pentru viitor. Postfață în care autoarea reevaluează modul în care a fost primită lucrarea și cum ar trebui să regândească eventualele corecturi pe baza scrisorilor, telefoanelor, a propunerilor pe care le-a primit de la lectori. De pildă, aș vrea să vă citesc câteva pasaje din lucrare care mie mi-au reținut atenția. Și anume, faptul că în fiecare capitol, ca o paranteză spun aici, înainte fiecărui capitol este plasat un motto. Foarte bine ales. De pildă, un capitol al lucrării, capitolul 3, cuprinde diverse premise și parabole, diverse povestioare, moralizatoare, nu neapărat în sensul de bine-rău, ci povestioare din care putem înțelege ceva. Motoul acestui capitol este cuprins o idee foarte frumoasă, și anume, spunem și o să uit.
arată-mi și poate nu o să mai amintesc. Implică-mă și o să înțeleg. Foarte interesantă ideea, nu? Mai ales pentru societatea românească, pentru educația societății românești, care se bazează adesea pe ceea ce înseamnă o transmitere a informațiilor fără a implica subiectul educației. Da? Deși educația ultimelor ani este regândită tocmai în sensul acesta al activizării, al activării celui educat, a tânărului în special. Da? O altă idee pe care o vreau să o subliniez este cea a călătoriei în trecut. Și anume faptul că se știe acum și se vorbește pe toate posturile media de faptul că o traumă trăită în anii copilăriei poate influența, din nefericire negativ, evoluția ulterioară a individului. Astfel că, spune John Bradshaw, am convingerea că acest copil neglijat, rănit din trecut, reprezintă sursa majoră a mizeriei umane. Ori autoarea încearcă aici să recupereze din noi înșine prin redactarea unei ședințe pe care ea o trăiește la psiholog, să recupereze din noi înșine acele goluri, acele traume pe care le-am trăit, în măsura în care va reuși această lucrare și să pună în locul lor ceva constructiv. Da? Pe de altă parte, de pildă, spuneam adineauri de o reconstrucție cognitivă, de o regândire, de o modalitate de a ne raporta altfel, de a ne dezvăța de ceea ce este negativ, inutil și de a așeza în locul acelei lecții negative una pozitivă și frumoasă. Asta înseamnă să înveți, spune în motto. Înțelegi dintr-o dată ceva ce ai știut toată viața, dar într-o altă formă. Nu? Și adesea trăim astfel de revelații, aș putea să le spun. Da? Lucruri pe care le facem zi de zi, dar pe care brusc, dintr-o dată, le vedem într-o lumină nouă și ne încarcă pozitiv. Nu poți nega ceva, se spune, fără să oferi ceva în schimb. Deși dintr-o înțelepciune a străzii, este valabil acest lucru și în cazul gândirii. Nu poți să renunți la un mod de gândire învechit și negativ înainte de a-l înlocui cu ceva pozitiv, cu ceva nou și, evident, constructiv. Pe de altă parte, și schimbările pe care le facem asupra propriului nostru corp, practicând sportul, încercând să ne controlăm dieta sau în diverse alte moduri, și acestea trebuie gândite și la acestora le trebuie căutată o motivație. Deci punem în loc ceva nou, dar ce punem și cu ce scop? Mi-a plăcut modalitatea cum, și este ultimul lucru cu care vreau să vă mai rețin atenția din lucrare, mi-a plăcut modalitatea în care reușește să așeze pe trei coloane diversele caracteristici ale unui eu masculin, a unuia feminin și a unuia complet și lasă câteva rânduri libere în care lectorul ar putea să își completeze propriile trăsături ale eu-ului. Cumva interacționând cu cartea, cu lucrarea și, de ce nu, și cu autoarea. Așadar, apariția acestei lucrări credem că reprezintă o provocare atât la adresa unei societăți de tip patriarhal. Cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, este regândit feminismul, dar pe niște baze care mie mi se par foarte solide și care oferă femeii o raportare bună la lumea de astăzi, și mișcarea, cât și pentru mișcarea feministă ca atare, care poate fi regândită nu neapărat solicitând o anumită egalitate fizică, ci, dacă vreți, o egalitate spirituală și, de ce nu, o regândire a rolurilor fiecărui individ. Cu speranța că ați reușit să interiorizați mesajul acestei lucrări, și anume faptul că respectul de sine ne conferă și nouă o evoluție socială, spirituală, foarte bună, dorindu-vă să citiți această carte din tot sufletul, închei și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!